După ani buni cu speranțe de a avea copii, atunci când se așteptau cel mai puțin, în familia Alinei și a lui Mihail Karmazan s-a produs o adevărată minune. Au primit cea mai frumoasă veste din viața lor, și anume că vor deveni părinți la pătrat, adică de gemeni. Așa s-a făcut ca după 36 de săptămâni de sarcină, Alina a dus pe lume două fetițe drăgălașe, Daria și Alexandra. Din acel moment, părinții au descoperit adevărata formula fericirii și sunt foarte mândri de marea lor realizare. Mariana Mihailă trăiește și ea experiența maternității de mai bine de un anișor. Până la creștinarea fiului, interpreta a preferat să trăiască fericirea în secret și l-a arătat lumii pe Marius abia după ce micuțul a primit taina Sfântului Botez. I-a organizat fiului o cumetrie pompoasă, după care o zi de naștere ca în povești. Semn că părinții ar fi în stare să facă orice de dragul feciorașului. Recent, geminele Dăriuța și Sânduța au împlinit 8 luni de la naștere, iar noi am hotărât să le chemăm la o provocare interesantă și am invitat-o pe interpreta Mariana Mihailă pentru a le fi mamă de schimb timp de 2 ore. Bună ziua! Bună ziua, prințeselor! Cum vă numiți? Vreau să facem cunoștință. Eu sunt Mariana și mămica ne spune cum se... Ea este Daria, ea este Alexandra. Îmi pare bine să vă cunosc. Să vedem cum se descurcă interpreta la dădăcit fetițe, pentru că la băieței ne-am convins deja că este o mămică extraordinară. Deschisă la provocări, Mariana Mihail a acceptat cu mare drag propunerea revistei Udoraș și a devenit mămică de gemeni. Bine, Alina, atunci eu rămân cu ele. Simt că... O să fac față, o să mă descurc. S-au dus, dau din origare fetiți, bumbuni. Vremea caldă de afară i-a permis interpretei să organizeze și un picnic la iarbă verde, unde voia bună, distracția, dar și mâncărica delicioasă au stat la ordinea zilei. Acum vom mânca pireu din măr, cum a spus mămica voastră, că vouă vă place, dar șterge mai mult. Niam, niam. Și pe cine prima? Cine e mai pofticioasă? Alexandra! Niam, niam. E, tu vrei să mănânci jucării? Ce de bun! Așa, așa, ia mânca! Napoi, șor! Așa! Napoi! Bravo! Bravo, iubita! Bravo, iubita! După ce au mâncat bine și s-au jucat, a venit timpul pentru a îmbrăca garofițele în haine noi, pentru a le pregăti de reîntâlnirea cu mămica lor. Acum o să ne îmbrăcăm în hainuțe noi. Uitați-vă ce frumos căpșuniele! Da, 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 da! Uite ce frumos și bentiți aveți, da? O să ne îmbrăcăm în curând, da? Alexandra va fi cu căpșunica, da? S-au plăcut accesoriile mele. Știu, știu. Ia ce frumos. Așa, bravo. Nu sunt obișnuită cu așa ceva. Gata. Mămica de schimb, Mariana Mihail, a avut parte de 2 ore pline de aventuri alături de gemănuțele Daria și Alexandra. Iată care a fost concluzia după ce copilașii au revenit în brațele calde ale mamei Alina. A fost o experiență inedită să dădăcesc bebeluși și încă doi,
două fetițe gemene. Eu sunt obișnuită cu băieței, dar uite că astăzi a fost o experiență unică pentru mine. Ce pot să spun? Este mai dificil, bineînțeles, dar mi-au părut fetițele mult mai liniștite decât băiețelul meu. În ce punct de vedere mai liniștite? Ca meu nu-i plângăcios, dar e foarte neastâmpărat și e foarte energic. Fetele m-au acceptat. Asta a fost important pentru mine. Mi-a plăcut aceste aproape două ore să mă aflu aici. Erau cu mințele atunci când mâncau și... Este o bucurie până la urmă să ai copii. Eu cred că este mai greu, cu mult mai greu să ai două fetițe gemene, doi copilași gemeni, dar după ce crezi, perioada asta trece, ai scăpat, ai crescut doi copii concomitent și este poate mai ușor. Pentru că au fost receptive și au răspuns provocării, mămicile curajoase au fost răsplătite cu daruri pentru odorașii lor de compania Nestlé.